Darius Vâlcov s-a dezlănțuit în cadrul unui interviu DC News. Consilierul premierului Viorica Dăncilă a declarat că a primit mai multe propuneri de la membrii KGB. Avem oferta de a trăda PSD-ul, de a forma o echipă din Partidul Social Democrat, să fiu numit prim-ministru al României, într-o alianță cu Vasile Blaga și cu o parte din PDL-ul de la acea vreme. Această ofertă mi-a fost făcută pe linia Gușă, KGB. Mi-a fost făcută de câteva ori la rând la hotelul Majestic din Băneasa, unde de față a fost și Vasile Blag și Cosmin Gușă și fostul membru al CNA-ului Valentin Jucan. Darius Vâlcov nu s-a oprit aici cu relatările despre KGB. De ce spun pe linia KGB? Pentru că este foarte important să spunem acest lucru, pentru că se știu relațiile pe care le-am avut cu Cosmin Gușă. Se știe că eu știu de vizitele din Moscova din 2009 cu Mircea Gioară. Se știe că eu știu care a fost agentul lui de legătură. Se știe că eu știu că am trebuit sau s-a dorit să fiu racolat de KGB. Imediat după declarații, Cosmin Gușă l-a catalogat pe Darius Vâlcov de bolnav psihic. Eu, când am scris acum 8-9 ani de zile cartea Un ospiciu numit România, nu am crezut că un băiat ca Darius va ajunge să fie inclus în această categorie. Eu cred că ar trebui să meargă la un control psihiatric pentru că are probleme grave, s-a lovit la cap. Băiatul ăsta nu era așa, eu îl cunosc bine. L-am ajutat în 2004 să ajungă primar, i-am botezat copilul, am avut o relație foarte bună, dar cred că loviturile astea pe care el le-a primit de la viață l-au făcut să o ia razna, a declarat Cosmin Gușă. Mai mult, acesta susține că ținta ieșirii lui Darius Vâlcov este Realitatea TV. Și tot despre presă, consilierul Viorica Dăncilă spune că trusturile sunt pline de indivizi sub acoperire, iar printre cei care ar lucra pentru SRI s-ar număra și Cristian Tudor Popescu. Nu comentez vibrații ale aerului sau zgomote ale țevilor de la baie, a replicat Cristian Tudor Popescu cu privire la comentariile consilierului Darius Vâlcov.